Dorința de a câștiga, dar și munca depusă la antrenamente a însemnat cheia spre succes pentru elevii antrenați de Sorin Caracaleanu. 8 dintre ei au plecat către campionatul european școlar de karate desfășurat zilele trecute la Belgrad cu gândul de a aduce acasă cât mai multe medalii. Orice participare internațională pentru noi reprezintă o provocare. Este genul de provocare la care mereu am visat, pentru că dacă ne considerăm că avem o anumită valoare, trebuie să ieșim un pic și din zona de confort. Iar acesta a fost un prilej foarte bun să facem lucrul acesta și să ne întâlnim cu sportivi din alte organizații care de obicei nu ne întâlnim la competițiile noastre. Au fost categorii extrem de numeroase, exact cum mi-am închipuit. Nivelul a fost ridicat, aici a fost ceva deosebit pentru noi, avem nevoie de așa ceva și cu siguranță rămânem deschiși la astfel de participări interfederații. Au fost prezenți sportivi din cel puțin 3 federații cunoscute și au mai fost din alte organizații, bineînțeles. Aici aș vrea să număr federațiile principale, SKDON, care suntem noi și SKDON reprezintă o forță la nivel mondial, dovadă că SKDON, noi fiind membri SKDON, am contribuit și noi la clasarea pe primul loc între organizațiile care au participat, deci SKDON România a ieșit pe primul loc la această competiție. Cei 8 karatiști alexandreni au pornit spre campionatul european școlar doar cu un singur gând, cel al victoriei. Nu pot să zic că mi-a fost atât de teamă, că știu că am muncit la antrenamente și știam că pot să reușesc. A fost prima competiție internațională la care tu ai luat parte? Nu. Așadar, ești obișnuită cu competițiile internaționale. Cum ți s-a părut această competiție? A fost dificilă din toate punctele de vedere. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu probele, am avut probe noi. A fost o competiție mai grea decât competiții de România. Au fost mult mai mulți concurenți. Te așteptai la acest nivel ridicat de dificultate, la această primă ediție a acestui campionat european școlar? Nu, credeam că o să fie mai puțin concurenți. Au fost 10, 20, chiar și 30. Am reușit să obțin locul 2 la kata individual și locul 3 la coco. În total, karatiștii alexandreni s-au întors din Serbia cu 26 de medalii, 9 de aur, 9 de argint și 8 de bronz. Campionatul european școlar de karate s-a aflat anul acesta la prima ediție. Mai multe despre aventura micilor sportivi la Belgrad aflăm sâmbătă aceasta în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la 11:30.